Sancțiuni în cazul elevei bătute vara trecută la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca. Două îngrijitoare de la această unitate școlară au fost penalizate, a transmis Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități. ONG-ul a preluat cazul referitor la abuzurile și relele tratamente aplicate elevilor din cadrul acestui liceu în luna iunie, după ce au apărut pe internet imagini filmate în care o elevă era bătută de către o îngrijitoare, fiind lovită repetat cu pumnul în față. Organizația a sesizat parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj, Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean. Ministerul Educației a transmis abia astăzi oficial măsurile disciplinare luate în acest caz. În urma demersurilor CDCD realizate deopotrivă la nivel de procedură administrativă, dar și la parchet, am fost informați oficial astăzi, 15 octombrie 2018, de către Ministerul Educației Naționale cu privire la măsurile disciplinare luate la nivelul Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca. Desfacerea contractului de muncă al supraveghetoarei de noapte care a agresat elevii, sancționarea celei de-a doua îngrijitoare de noapte implicate în abuzurile împotriva elevilor cu diminuarea salariului de bază cu 15% pe o perioadă de 3 luni. Investigațiile continuă în dosarul penal în cauză și așteptăm deopotrivă tragerea la răspundere penală a celor găsiți vinovați, se arată într-un comunicat al asociației. În același document, reprezentanții ONG-ului își exprimă îngrijorarea cu privire la acțiunile împotriva elevilor din liceu ca urmare a dezvăluirii abuzurilor existente în cadrul acestei unități de învățământ. În acest moment, eleva supusă agresiunii în luna iunie se află într-o acută stare de vulnerabilitate, fiind victima unor presiuni concertate din partea reprezentanților școlii pentru a părăsi instituția de învățământ. Față de această situație extrem de gravă, vom face toate demersurile legale necesare pentru a ne asigura că integritatea psihică, emoțională și fizică a elevei sunt protejate, a declarat președintele ONG-ului, Mădălina Turza. În luna iunie, Ziar de Cluj și NCN au relatat pe larg despre abuzurile repetate la care sunt supuși elevii de la Liceul pentru Deficienți de Auz Cluj.